Lucrătorii umanitari din Thailanda au adus întăriri serioase pentru a-i ajuta să ajungă la locuitorii izolați de inundațiile grave din nordul țării. Și e vorba de doi elefanți care au ajutat o echipă de voluntari să ajungă la o comunitate din districtul Sarapi, la aproximativ 20 de kilometri de orașul Chiang Mai. Animalele impunătoare au trecut aparent nestingerite prin niveluri ale apei care ajungeau oamenilor până la brâu. Inundațiile au fost provocate de ploile musonice abundente care au făcut ca râul prin care traversează Chiang Mai să se reverse peste malurile sale. Electricitatea a fost întreruptă în unele cartiere din motive de siguranță.